Bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bine ați venit pe canalul meu, bine v-am regăsit pe toți cei abonați la acestui canal, bun venit celor noi! Ca de obicei, vă urez bună dimineața, poftă bună la cafea, poftă bună la micul dejun, să aveți o zi fabuloasă! Este 2 februarie, Bitcoinul este într-un triunghi ascendent, o să vă arăt imediat cum stă treaba și ce se poate întâmpla pe termen scurt, pe termen lung v-am zis. Și ieri am să vă repet și astăzi, care este viziunea mea. O să vorbim astăzi despre aproape un miliard de dolari ca valoare Ethereum Arch doar în luna ianuarie. Asta este o nebunie și o să vorbim despre această nebunie și o să vă arăt niște componente ale acestei nebunii. Chiar dacă unii cred că piața este într-o agonie totală și suntem în tehnic, în bear market și nu știu ce, piața își vede liniștită de cursul ei, lucrurile se întâmplă, o să vedeți imediat despre ce este vorba, e un episod interesant, pentru că e bine să vedem piața asta cripto din mai multe perspective, nu doar cea a prețului Bitcoin sau prețului Ethereum. De foarte multe ori, când am fost în bear market, multe companii au născut atunci, au luat ființă, s-au creat proiecte fabuloase. Pentru că dacă ești într-o perioadă foarte proastă, când interesul este mai mic, atunci este cea mai bună, să zicem, zonă de timp, cel mai bun interval de timp să construiești ceva. Pentru că poți construi în liniște și nu ai o presiune așa mare cum o ai atunci când piața crește. Haideți să vedem despre ce e vorba pe grafice, în primul rând. Suntem pe chartul Bitcoin-dolar, pe interval de timp 4 ore. Aceasta este structura pe care Bitcoin a format-o începând cu 23 ianuarie, deci aproape 10 zile. Da? Acesta este un triunghi ascendent. Da? Avem zona asta tampon, zona asta verde am făcut-o eu. Este o zonă pe care Bitcoin nu trebuie să o depășească. În clipa de față, vedeți aici, testează foarte mult zona asta de 39. Dacă o va rupe, eu voi aștepta o lumânare pe daily, da? Deci neapărat trebuie să rupă 41.000. Voi aștepta o lumânare pe daily, acolo voi intra în piață. Cum v-am zis în clipurile precedente, voi cumpăra cel mai probabil One și Polkadot. Cam astea vor fi achizițiile care le vor face. Dacă rupe această structură în zona superioară, da? Haideți să vedem care ar fi potențialul. Ok. Deci dacă o vom rupe pe aici, potențialul e pe aici. Undeva la 44.900. Da? Zonă de câștig destul de mică, dacă așteptăm să rupă 41.000 și să se închidă. Însă, nu este ceva de neglijat. Hai să vedem procentual. Sunt 7%. Probabil Polkadot și Polkadot și One e posibil să facă mai mult de atât sau mai puțin, dar ne vom duce în altă zonă. Dacă rupem în jos, din punctul meu de vedere, 32.000 de dolari, cam ăsta este targetul realist. Asta este o structură de tranzacționat pentru cei care fac tranzacții pe termen scurt, gen odată la o săptămână, la două săptămâni, la trei săptămâni. Cei care fac tranzacții pe termen mai lung, n-au nicio treabă. Adică, dacă vor intra acum, în momentul ăsta, și piața o să cadă și stă 2, 3 luni, 4 luni, 5 luni, cei care au asumat tranzacțiile pe minim 6 luni de zile, eu zic că n-au de ce să stea stresați. Cam astea sunt lucrurile pe termen scurt. Haideți să vorbim despre ce se întâmplă cu acel un miliard de Ethereum Arch. Vedeți această știre pe Cointelegraph. Din august anul trecut, cei de la Ethereum au aplicat o nouă chestie prin care la fiecare tranzacție o parte din fee, din taxa de tranzacție, este arsă. Da? În felul ăsta, numărul de Ethereum care sunt scoși noi în piață în fiecare an scade dramatic. Iar aici vedeți nebunia. Deci în ultimele 30 de zile, în ianuarie,
pe OpenSea, da, s-au făcut tranzacții de 3,5 miliarde de dolari. Deci chestia asta este huge, huge, este uriașă. Deci vorbim despre NFT-uri, nu vorbim despre case, mașini, apartamente, ceasuri, nu știu ce, vorbim despre niște NFT-uri, niște imagini. Imaginați-vă momentul în care lucrul ăsta se va întâmpla real. Bitmarket-ul ca idee, da? Eu voi pregăti cu echipa mea, cu partenerul meu, cu Mihai, voi pregăti această platformă să fie capabilă să puteți vinde bunuri care sunt de fapt și NFT-uri. În viitor, eu prezic că certificatul de proprietate al unei mașini sau al unui apartament sau al unui ceas va fi un NFT. Până atunci, pe Bitmarket, probabil de luna aceasta, se vor vinde direct cu plata în cripto tot felul de bunuri. Asta este pasul următor. Ca să vă faceți o idee despre NFT-uri, uitați aici, un top al NFT-urilor, Decentraland, da? 4 miliarde, Axie Infinity, 3 miliarde 21, 210 milioane, The Sandbox, 2 miliarde, Theta Network, 2 miliarde, Economy, 1 miliard. Deci piața este în creștere și deci nu vorbim în momentul de față despre NFT-uri, așa cum am zis mai înainte, reale, case, mașini, ceasuri, whatever. Totul poate fi transformat în NFT. Orice certificat de proprietate al unui bun poate fi un NFT. Atunci piața va ajunge la valori de trilioane de dolari. Uitându-mă la cifrele astea, nu văd niciun impas creat de acest bear market tehnic. În clipa în care OpenSea, o platformă de NFT-uri, are volum de 3 miliarde și ceva, n-am ce să mai zic. Adică e clar că ne ducem într-o direcție, e clar că prețul acum este doar unul temporar. Este clar că foarte multe proiecte vor dispărea în timp, dar vor apărea altele care vor rămâne. Deci piața asta este în creștere. Valoarea totală a pieței nu mi se pare relevantă în clipa de față. Așa că vă rog să înțelegeți că oportunități vor fi tot timpul. Este un joc de lungă durată, se vor putea face bani de către generațiile actuale și următoare foarte mulți ani din cripto, pentru că ăsta este viitorul. Dragilor, vă doresc o zi minunată, aveți grijă de voi, toate cele bune! Uitasem să vă zic o chestie legată de Bitmarket. Am fost întrebat de oameni dacă pot vinde flori, sau dacă pot vinde gresie, sau dacă pot vinde vinuri, sau dacă pot vinde chestii artizanale, decorative. Pe Bitmarket, da, veți putea vinde aproape, de fapt nu, orice. Acum avem aceste categorii, ceasuri, bunuri digitale, artă, luxury, fashion, servicii electronice, hobby. Vom avea mult mai multe categorii și în perioada următoare am să vă anunț noutăți legate de fiuri, de taxele pe Bitmarket, da? Și încă o chestie, veți putea vinde direct voi de pe platformă, fără intervenția altora, fără ca banii voștri gen crypto care îi primiți să treacă pe la alții prin portofelele altora, da? Dar va exista un proces de verificare, niște contracte care vor fi semnate, să ne asigurăm că lucrăm cu companii și oameni de calitate. Încă o dată, o zi bună, aveți grijă de voi!